v-am găsit la un nou episod al podcastului 11%. Când vine vorba despre fotbal, există foarte multe discuții cine este cel mai bun fotbalist. Unii spun că este Hagi, alții că este Dobrin, însă dacă este să judecăm după trofeele internaționale pe care le-au cucerit fotbaliștii noștri, atunci cu siguranță avem un singur nume. Acesta este Miodrag Belodeci. Sârbul Miodrag Belodeci. Sârbul. El avem alături de noi. Zdravo, Mile. Zdravo. Dobro doșo. Putem să vorbim bine, și în sârbă, când ar fi mai ușor, dar cred că o să... Dobro în românește, dar normal. Dar cred că o să vorbim în română ca să ne înțeleagă mai bine toată lumea. Vorbeam înainte de a intra în emisiune despre faptul că cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Ligii Campionilor din 86, că în acea echipă au fost și câțiva minoritari. Ai fost tu, a fost Helmut, Ducadam. Cum a fost atmosfera în echipă? Păi așa, mulțumesc pentru invitație. În primul rând vreau să vă spun așa. Când am plecat din satul meu și am ajuns la București, echipa Steaua erau jucători foarte consacrați, mari, Nea Vasile Iordache, Nea Teo Angelini, Nea Fane Sameș, care mi-a fost idol în copilărie, Florin. Deci eu când am ajuns la Steaua, toată lumea îmi spunea, sârbule. Măi, sârbule, ce faci? Vino, sârbule, vino, coace, măi, sârbule. Și când am ajuns în Serbia la Steaua Roșie, Belgrad, acolo îmi spuneau român. Românule. Da, român, românule, român, da. Sârbește, român, da. Român, da. Ei, român, român. Și m-am gândit și eu, zic, mă, dar eu acolo sunt sârb, aici sunt român, deci sunt minoritar și acolo și în partea. Deci asta a fost dar ai simțit vreodată, din partea coechipierului de la Steaua din 86, în celebra Marea Steaua, vreodată, nu știu, să se comporte altfel doar pentru că ești sârb cu tine, să ai probleme de... N-am avut probleme, nu erau probleme. La mine, la Moldova, nu, nici la... Am fost și un an de zile la Luceafărul, echipa națională de 64 născuți la Steaua, n-am avut nicio problemă, din potrivă, că mai mult mă... aveau grijă de mine și aveau... Când ziceai de minerul Moldova, nu, aș vrea să vorbim un pic de primii tăi ani de fotbalist. Eu, prima amintire pe care o am cu tine este cu tine așteptând în stația de autobuz de la Pojejena. Eu eram la școală la Pojejena, tu erai mare fotbalist la Steaua și veneai acasă cu autobuzul. Că era singurul mijloc de transport, veneai de la Reșița cu trenul sau la Timișoara și de acolo cu autobuzul până la Pojejena, schimbai, era foarte greu să se ajungă acasă. Da, de la Reșița. Și totuși erai un nume mare. E ca și cum am vedea pe Cristiano Ronaldo acum stând la autostop să meargă până acasă. Cum era? Cred că și în 86 ai câștigat deja Cupa Campionilor. Unde? Păi, nu erai vedetă? În 86 nu aveam carnet de pentru mașină, carnet de conducere, nu, în 86 l-am luat, imediat după. Deci până atunci veneam cu traseul București-Reșița, trenul, Reșița-autobuzul până la Moldova Nouă, de la, sau la Pojejena, acolo mă dădeam jos să nu mai... Și așteptam mineric când treceau la Socru și mergeam la Socru, ăsta era traseul. A început fotbalul, atunci, țin minte că atunci, când erau rugile satului, nedeile, toate satele aveau câte un teren de fotbal lângă sat, în apropiere, se juca foarte mult fotbal. Acolo presupun că ai început și tu să joci. Acolo am început, da, cu băieții mai în vârstă în satul meu, fiecare duminică jucau fotbal în sat sau mergeau în alt sat. Mergeam și eu cu ei să mă uit tot timpul, stăteam în spatele porții, că nu jucam mingea când trăgeau peste poartă, mergeam și le dădeam. Erai copil de minci. Eram copil de minci și tot. Și când am ajuns la Moldova Nouă la junior, după aceea am intrat și eu în echipă. Și... Cum ai ajuns la Moldova Nouă? De ce te-ai dus la Moldova Nouă? Păi m-am dus la școală, în clasa nouă. Am terminat 8 clase în satul meu. În limba sârbă? Primele 4 clase am făcut în limba sârbă. Și 5-8 în limba română 5, și după aia te-ai dus la liceu. Și după aia m-am dus la liceu. Era cel mai apropiat liceu. Clasa 9 și a 10 am făcut-o la Moldova Nouă.
Ai stat la internat? La internat, da. Acolo m-am și înscris la fotbal, la Minerul Moldova Nou. M-am dus să mă înscriu la fotbal. Prima mea legitimație a fost în... Dar de ce ai ales să joci fotbal? Păi la box nu eram eu puternic să fac boxul. Că aveam un prieten care tot din Câmpia era, da. Jivot, îl chema, și Sava Dragan, s-au dus la box și m-am dus și eu cu ei, s-au înscris la box și au boxat. Te-ai dat și tu să vezi cum e. Și mi-a zis antrenorul, vrei și tu? Zic, nu, nu, eu sunt, am venit să mă înscriu la fotbal. Zice, da, ai mâinile lungi, poți să te... Unde zic? Mâinile lungi, dar subțiri, unde să mă bat? Da. Deci... Ei s-au dus la box și eu m-am dus la fotbal și m-am înscris la fotbal cu... La Moldova Nouă. Și primul post pe care ai jucat, care a fost libero? Păi nu, nu. Primul post eram acolo mijlocaș. Că mie, na, la fie orice copil mai îi place să dribleze, să dea gol. Și, și după aceea antrenorul m-a observat bine și mi-a zis tu în spate. Preci. Că nu eram puternic, eu eram mai finuț așa, mai tehnic și mi-a zis să mă duc în spate. Nu puteam să... Și cât ai stat la Moldova Nouă, la Minerul? Păi am stat, cât am stat? Doi ei jucau ani, în ce atunci? Ei jucau în B atunci, divizia B. Și ai stat 2 ani jumătate? Am stat 2 ani jumătate, am început să joc cu juniorii și după 2 ani m-au chemat la echipa mare și, nu știu, la echipa mare în divizia a doua trebuia să joace un junior în teren, trebuia să aibă obligatoriu, da. Și am apărut eu, junior în teren și de acolo am jucat 8 meciuri în divizia a doua și m-au chemat după aceea. Cine te-a văzut? Păi eu știu, nu știu, uite, îți dau un exemplu, jucam cu UTA Arad, că erau un B. Și după meci a venit arbitru Nea Romeo Stâncan, era un arbitru, a venit la mine și m-a chemat la el în birou acolo unde s-au dezbrăcat și mi-a zis vină încoace. Și mi-a dat un bilețel cu un număr de telefon. Și mi-a zis să te duci la taică-tu și să sunați la numărul ăsta. Și tata, i-am dat lui taică-tu meu, a sunat la numărul ăsta și de unde era numărul? De la FC Argeș. Aha. A vorbit cu ei și i-au spus să vină, să mă aducă acolo când termin campionatul și odată a venit, s-a lăudat prin sat că uite că nu știu ce și oamenii dul și m-a adus odată și... Bun, și de acolo, de la Argeș. La Luceafăr, am venit în București la lotul național și de acolo când am împlinit 18 ani m-a luat antrenorul de la Luceafăr și m-a adus direct la Steaua în Ghencea. Povesteam acum, înainte de a intra să facem înregistrarea, că acea echipă din 86 se datora și Duc Adam, care era etnic german, și ție, care era etnic sârb, și lui Bioloni, care era maghiar, și poate că erau și alte etnii acolo. Și îmi povestea un episod interesant cu un general care a venit să vorbească înaintea unui meci. Da, da. Era tovarăș pe timpul, nu? Tovarășul Ilie Ceaușescu era generalul în armată și a venit să ne vorbească 2-3 vorbe, să ne spună și ne-a lăudat că jucăm bine, că suntem, dar trebuie să fim mândri că noi numai cu români în echipa noastră, numai cu români. Străinii aveau și stranieri, da. Noi numai cu români și noi de acolo rădeam, ne uitam unul la altul. Zic, ce te uiți? Că eu sunt român, ce-ți vrei? Da, se uiți. Erați minoritar, erați români, da, era o așa este. Mică... Apropo, când joacă România Serbia, cu cine ții la fotbal? Păi cu cine să țin? Țin cu România, ce să fac acum? Eu lucrez aici, stau aici. Acum, da, cu cine să țin? Și așa suntem foarte, foarte jos acolo și... Nu prea se întâlnesc, nu, adică da, la bine, calificări, nu în turnee finale. Da, da, turnee finale, nu. Dar echipa de club, care este mai apropiată sufletului Steaua? Satul meu e, când a jucat România-Iugoslavia atunci, pe 6-4 sau 2-0 acolo, da. În satul meu toți erau toți cu Iugoslavia. Iugoslavia, cu sârbi, da. Păi bine, ne uitam la televiziune, la televiziunea de la sârbi și ai jucat și la Steaua și la Steaua București. Ești iubit și de sârbi din Serbia și de românii din România. Dar... Care este echipa care ți-e mai apropiată de suflet? Păi de mic eu țineam cu... De mic prima echipă pe care am văzut-o la televizor era Steaua Roșie Belgrad. Și la televizor, dar și în viu.
viu, m-am fost la un meci, m-a dus, stai, tata, știți că, știi că noi aveam permise de mic, permis de mic trafic și mergeam în Iugoslavia. Nu, se erau pașapoarte, erau niște... Da, acolo. Da, și puteai să, să mergi, da, da, să treci granița. Și am fost cu taicul la un meci, la Steaua Roșie, Belga. Pe Rajko Mitić, pe Maracana? Da, pe Maracana. Uh-huh. Și de acolo m-am îndrăgostit de Steaua Roșie, Belga și, și după ce am început să joc fotbal la Moldova 9 și mai departe, atunci... L-am văzut pe Neafane Sameș, care a fost idolul meu, l-am văzut și mi-a plăcut cum juca la echipa națională și toate, eram sterist. Dacă ai fi știut că vine Revoluția, ai mai fi fugit din țară? Asta nu știu, nu cred. Nu cred. Nu cred că aș fi plecat. Nu fugit, plecat. Bun, plecat. Era o situație delicată, dar în momentul când ai decis să treci dincolo, te-ai dus, țintit, să... Am citit într-un interviu al tău, ziceai că la, la vamă când ai trecut cu mașina, că ai trecut cu mașina vama atunci când ai decis, da, să pleci din țară, te-a oprit un vame și ți-a zis, te-a recunoscut și ți-a zis să te duci să joci la Partizan Belgrad. Partizan Belgrad, da, să mă duc să joc la Partizan. Și nu i-a zis nimic, râdeam și mă gândeam, ia, ce... A simțit omul. Dacă da. Știa el pe unde o să mă duc și ce o să fac, da. Și când ai ajuns la Belgrad, la Steaua Roșie, ai bătut la ușă, eu sunt Mio Drag Belodedić, cum te-au primit? Au știut cine ești? Păi, au știut, cum să nu, au știut când au văzut cine sunt și a venit cu Dragan Gajic, cu directorul sportiv, după aceea au mai venit doi și se uitau la mine, nu știau ce se întâmplă, că știau că eu jucam la echipa națională a României, la Steaua București. Da. Nu? Erai câștigător de Liga Campion, de campion, da, cu, da, da, da. Cupa Campionilor, cum era atunci. Nu știu, nu le venea să creadă. Zice, păi ce, cum, care, cum? Ai ajuns la Steaua Roșie, Belgrad, dar nu aveai dreptul să joci. Cum? Ce s-a întâmplat? Cât un an de zile sau cât nu ai avut dreptul să joci? Ce ai făcut în anul acela? Păi, cum, când am trecut, m-am oprit la acolo lângă granița, la niște rude. Acolo... Bela Țărcva sau ce e acolo? Da, Bela Țărcva, Bela Țărcva. E, și de acolo... la poliție și am cerut azil politic, nu știu, toate documentele, așa, care trebuiau și nu, am dat și interviu eu cu sora mea, cu mama. Erați tu, erați în mașină? Și sora, da, da. Și după două săptămâni, da, am fost la Bela Țărcva, băieții aveau, nu știu, aveau și eu o echipă în divizia nu știu care, și am fost și cu ei să mă joc puțin și tot îmi spuneau să rămân la ei și i-am zis, nu pot mă la voi, eu mă duc la Steaua Roșie, unde te duci mă la Steaua Roșie, Belgrad? Că ei nu știau cine ești? Da, păi nu știau, au auzit așa, dar nu m-au, da, nu știau, nu m-au văzut. Și se trebuia să, da. E, și după aceea m-am dus la Belgrad, am vorbit cu... Cu Jai, cine era, da. Da, la el m-am dus. Dar nu aveai dreptul să joci. Da, mi-a zis, m-a întrebat dacă suntem noi în România profesioniști, avem fotbal profesionist sau suntem amatori sau semi-profesioniști. Eram că noi nu aveam contracte pe 2, 3, 4 ani. Noi eram angajați la unii în armată, unii unde jucau cluburile. Da. Unii la... la miliție, cum la era miliție, atunci, cum era la Dinamo, și... da. La CFR. Și mi-a zis că am noroc. Zice, ai noroc, dar oricum trebuie să stai un an. Să faci pauză un an pentru o să, din cauza UEFA. Ce ai făcut în anul ăla? În anul ăla, pe ce să fac? În anul, mi-au spus unde să vin, am venit în Belgrad, am stat pe acolo puțin într-un hotel și când am stat lângă granița acolo, au venit după două săptămâni și ceva, nu m-am prezentat la unitate. Steaua, la unitate. La unitate. Era unitate militară. Au plecat la Forban în pregătire de iarnă și eu n-am apărut. Și unde sunt? Și s-au auzit că am plecat, că n-am mai venit și... Panică. Cine a venit? Neapuiul Iordănescu, neapuiul. A venit acolo, la Bela Țărcă să vorbească cu mine. Să-ți ce s-a întâmplat? Și a spus, neapuiul, nu vreau să mă mai întorc. De ce? Păi nu, nu îmi plăcea mie că eram supărat pe niște lucruri. Erai supărat că nu câștigai suficient? Nu, că nu câștigam. Nu avea legătură cu salariul, cu venitul? Nu, cu sistemul care... A. Tot felul de tâmpenii și tot felul de controle și... De supravegheri și... Da, de supravegheri și... Și i-ai zis că nu te întorci. Nu mă întorc. Și după aceea a venit și atașatul militar din ambasada
României din Belgrad să vorbească cu mine. Să dar erai, și... bun, dar erai cumva protejat? De, da, eram protejat, eram când am, da, erau poliție, stătea, aveam mașina de poliție în fața casei și noaptea când dormeam și îmi spuneau să nu mă plimb pe acolo, să mă duc, să stau mai mult în casă și cu rudele alea care le aveam. Și la un moment dat vine un polițaiu și zice, Belodedici, auzi tu, păi tu te păzim ca pe un rege aici, păi auzi, zice, dar tu nu ai niște rude puțin mai departe de granița aici. Zic, am, păi unde ai? La Niș, Niș, la Procuplie, Niș. Da. În partea de sud a Serbiei. În partea spre, da, spre Kosovo. Da. Zic, da, am niște rude. Zice, păi de ce nu spui, măi? Și m-au împachetat și m-au trimis acolo. Și acolo am stat vreo o lună și ceva cu ei, o lună și ceva, și după aceea cu Steaua Roșie Belgrad. Cu... Da, o să vreau să ne întoarcem, am câteva întrebări legate de... Noi ca minoritari avem de multe ori anumite, sunt discuții legate de drepturile minorităților în România și vreau să știu dacă tu vreodată ai simțit faptul că ești minoritar într-un fel, nu știu, dacă ai avut vreo presiune vreodată doar pentru că ești sârb. Și m-ar interesa cum ai știi că sunt oameni care zic că în România nu există discriminare. Tu ai simțit vreodată că România este o societate tolerantă? Tu ai simțit vreodată că există vreo discriminare legată de asta, din punct de vedere etnic? Nu neapărat legată de tine, poate de un coleg care era rom sau neamț sau maghiar. Ai simțit vreodată în mediul acesta în care te-ai învârtit Nu am simțit deloc. Nu știu, poate cu romii aveam, România, așa, românii mai cu romile, niște cuvinte mai, dar nu, eu n-am simțit absolut și nici n-am văzut. Bine, România cu Serbia, cu Sârbii, n-aveau nicio problemă. Tot timpul se vorbea că sunt prieteni, dar erau alte etnii care se mai... Dar nu, n-am observat în România la Steaua și la Moldova, nici nu mi-a trecut. Bun, dar ai auzit vreodată, zicându-se de minoritar, dacă nu le convine să se ducă în țara lor? Ai auzit vreodată? Nu. Niciodată nu ai auzit această afirmație? Dacă nu le convine ce se întâmplă sau cum e aici, să se ducă la ei în țară înapoi. Nu. Asta am auzit-o, dar la sârbi. La sârbi? În fosta Iugoslavia, când ei aveau și ei. La Steaua Roșie aveam și noi, croați, aveam macedoneni, doi din Macedonia, aveam și... din Slovenia un băiat, aveam și acolo erau mai agresivi, așa, mai... Și ziceau... Că era o altă limbă. Da, vorbeau un pic altfel. Slovenii da. Vorbesc puțin altfel, bine. Macedonia la fel, da. Macedonia, da. Acolo, da, am zis, aici nu. Dar ce mai sunt care spun că minoritarii ar trebui să fie obligați să învețe limba română? Ce zici tu? Chiar ar trebui să fie obligați? Da, așa ar trebui. Și eu sunt de părere că ar trebui să învețe limba unde trăiesc. Da, obligatoriu? E obligatoriu. Ai tăi știu limba română toți și bunicii știau limba română? Bunica nu știa. Bunicul mai vorbea puțin, dar bunica nu. Și ai fi fost de acord să-i oblige? Mama vorbește și mama, mai greu așa, dar vorbește, dar nu... Dar ai fi de acord ca cineva să vină și să-i oblige să învețe sau să fie totuși să... Nu e obligatoriu. În ce țară trăiești trebuie să știi limba, unde trăiești trebuie să știi limba. Dar cum să nu știi limba? Da. Să te înveți la școală sau nu. De ce? E, și, e un avantaj să știi o limbă străină. A, și atunci să înveți limba română ca pe o limbă străină. O străină, bun, dacă ei cred că... au limba lor și trebuie să înveți o limbă, aia e străină, nu e aia lor, e prima, nu? E limba maternă. Maternă. Și să înveți o limbă străină și dacă e într-o țară unde trăiește și nu știe, e ceva incredibil ce se... Deci, mi s-a întâmplat aici, în România. Da. Aici, știți, în zona centrului. În zona maghiarinii, este cu ime, da. Ardeal. Te-ai dus și... M-am dus să dau niște premii la copii, că mă cheamă oamenii să turnee de copii și... Am întrebat un copil, nu știu câți ani avea, 8 ani sau 8-9 ani, 7-8 ani.
I-am dat premiu și mi-a plăcut cum a jucat și l-am întrebat, măi, dar tu cu stângaci? Și se uita la mine și nu zicea nimic. Și zic, tu cu ce picior joci? Cu stângul sau cu drept? Nem tu, domn, nem... Nu te înțelegea ce-i spui. Deci, incredibil așa ceva, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Și l-am întrebat pe antrenorul, domnul antrenor, dar nu înțelege. Uh-huh. Deci, da, ar fi trebuit să... Păi, de ce să nu înveți? Că nu știu, de ce? Că... Îi ajută. Ar fi mai ușor să se descurce. Eu aveam profesoară de limba română în satul meu, era sârboaică. Știa sârbă. Ea era sârboaică, da. Uh-huh. O chema Iovanovici Anița. Uh-huh. Și îmi spunea, du-te la Nelușurlea și când te joci cu ei, vorbește în românește, nu mai vorbi în sârbește. Ca să înveți limba română, așa îmi spunea. Pe stradă, bă, du-te și vorbește și românești. Te duceai și vorbeai românești. Zic, doamna profesoară, că ei vorbesc sârbește. Și deci erau români, dar știau sârbește. Da, știau sârbește ei. Da. Da. Vorbește românește să înveți și tu limba română. Că să te duci la școală, să te duci mai departe, trebuie să înveți. Da, bă. Uite, noi avem niște jocuri aici la podcast. Unul dintre ele ține de bolul ăsta. Știi cum sunt extragerile la campionatul mondial de fotbal? Aici sunt toate etniile din România. Sunt 20 de etnii în România. O să te rog să tragi una și să-mi spui trei lucruri la care te gândești atunci când auzi de etnia respectivă. Te rog. Da. Ia un bilețel. Așa. Ia să vede. Da, păi. Ce ai extras? Care e în curs de dispariție. Ce țară? Ucraineni. Da. La care Ucraina. Sunt trei lucruri care te gândești atunci când îți zice cineva de Ucraina, de ucraineni? Păi ce să vă spun cu Ucraina? Eu pe partea fotbalistică, păi sportivă. Da. Ce-ți vine ție în minte când te gândești la Ucraina? Da. Am câștigat un Supercupa Europei. Uh-huh. Câștigătoarea Ligii Campionilor și câștigătoarea Cupei UEFA se întâlnesc pentru Supercupa Europei și am jucat cu Dinamo Kiev, ucrainien. Și ați bătut. Și i-am învins. Mm-hmm. Nu știu cu cât. Deci asta este una. Păi ce să... Ucrainii sunt... La ce te mai gândești când te gândești la Ucraina? Sau la ucraineni? Am fost de câteva ori acolo și nu știu... Au fete frumoase. Mm-hmm. Frumos? Au fete foarte frumoase. Și al treilea lucru? Păi, nu știu ce al treilea lucru. Legat de fotbal, legat de ucrainenii din România, legat de vreun jucător sau de... Nu știu. Păi, de fotbal am spus că am jucat cu ei, cu Dinamo Kiev și... Dasaie, Protasov și... Asta era echipa? Da. Aveau o echipă mare atunci. Da, păi eu am câștigat Cupa UEFA și la Monaco se juca atunci Supercupa Europei. La Monaco. Cât a fost scorul? Îți aduce aminte ceva din meciul? 1-0. 1-0, cine a dat golul nostru? A dat Hagi, a venit în perioada aia, a venit Hagi de la Sportul Studențesc, a venit la Steaua. A, și atunci el n-a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua, nu. Dar a câștigat Supercupa. Imediat după aceea a venit dintr-o lovitură liberă și... Uh-huh. Am câștigat cu 1-0, da. Da. Aș vrea să mai facem un joc. Am aici o listă cu cele 20 de etnii care trăiesc în România și tot așa. Vreau să-mi spui primul cuvânt care îți vine în minte când îți zic etnia respectivă. Încercăm? Uite, albanezi. La ce te gândești când îți spun albanezi? Păi la ce să mă gândesc? La... Albania, Kosovo. Da. La armeni? Armenia? Armenia sunt aici, lângă, nu? Lângă, vis-a-vis de Marea Neagră. Da, armenii. Vecini, într-un fel vecini. Vecini, da. Da. Bulgari? A, bulgarii sunt aici, peste Dunăre, imediat în partea sudică a țării. Bulgaria, da. Sofia. Bun. Te gândești la Sofia? Sau? Păi la Bulgaria și la Sofia și în jur și în prejur și acolo am fost de multe ori. Am jucat fotbal și meciuri amicale și în pregătiri. Și... La cehi? La cehi? Când îți spun de cehi, la ce te gândești? La cehi. Când spuneți la cehi, noi
acum nu știu sigur să vă spun, noi în zona noastră sunt niște cehi, slovaci, nu știu cehi. Ce sunt, cehi. Da. Noi le spunem pemi. Da, așa este. Sunt câteva sate în noi care trebuie sărbește, pemi. Noi strigăm pemați, 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 da. Vin încoace, da. Pemați. E, cehii sunt da. Pemi. Cehii din Banat. Da, la din cehii Banat. Din Banat. Am fost, am fost în satul lor, uh-huh. acolo lângă Dunăre, undeva la Gărnic, am fost în... Uh-huh. Da, s-au dus în munte, au intrat da. În pădure și trăiesc foarte izolați acolo. Uh-huh. Da, sunt frumoase satele. Fisură Dunării în sus. Da. Croați. Croații... Ce să vă spun de croați? Am stat cu, în cameră cu Robert Prosinecki, care tatăl lui era croat, croat, giuro, da. Giuro. Giuro. Și, și mama lui sârbaică, din, din Serbia. Da. Oh. A crescut în Germania, după uh-huh. aceea au venit înapoi da. Și... Da, da, da. E, croații, ce să vă deci spun? Robert Prosinecki. Niște, Robert Prosinecki era și, și. Erau răi cu noi. Da. Vreau să ne... Am, deci am trecut printr-un moment foarte așa, cu Steaua Roșie Belgrad când am jucat la Dinamo Zagreb. S-a, nici n-a început meciul la încălzire, s-a rupt un gard, au pătruns în teren, fugeau după noi și când am văzut noi, direct în vestiar am fugit da. Și am stat o oră și ceva acolo ca să stăm. Ca să se calmeze lucrurile. Niște mașini blindate, puf, le-a dat pe și ne-au dus. Așa și început conflictul. Așa a început vreo. Problema aia cu croații, cu... Tu ai fost pe teren când a început nebunia aia? Da, da, am fost pe teren, da. Uh-huh. Cum să... cu... la, un meci cu Dinamo Zagreb. Cu Dinamo Zagreb, la ei. La, da, în Zagreb, în Zagreb da. Da. Evrei. Când îți spun de evrei. La ce te gândești? Păi la, la evrei. Evrei țin în, în Israel, am fost de foarte multe ori. Uh-huh. Mormântul. Mormântul, mormântul Sfânt. Mormântul Sfânt. Acolo l-am vizitat și tot felul. Greci. Muzică. Muzică. Italien. Muzică. Mare loc, foarte frumos. Italien. Când îți spun de italien, la ce te gândești? Ce ține prima dată în minte? Păi ce să-mi vină? Și muzica și, eu știu, au o țară frumoasă. Au și fotbal bun. Fotbalul italian, da, foarte bun. La un moment dat erau cei mai buni la fotbal. Acum i-au mai depășit scurit. Așa unii. Da, italieni. Macedoneni? Vreau, le plăcea să se laude, așa că sunt cei mai bine îmbrăcați. Lăudăroși? Bine, da, lăudăroși. Spaghete, spaghete când... Da. Maghiari? Maghiari, puternici, dârji. Nemți? Foarte nemți? Mândri. Nemți? Ce te gândești la nemți? La ce te gândești prima dată? Păi nu știu ce să... Nemții vorbesc de disciplină și de... Disciplină, da? Disciplină, da. Polonezi? Sunt puternici. Da. Puternici. Polonezi sunt puternici. Au o structură puternică, așa, nu știu... Și ca jucător de fotbal. Și ca jucător de fotbal, da, puternici. Uh-huh. Romi? Romii sunt talentați. Talentați. Talentați la dansă, la muzică, uh-huh. la... Ei avem peste tot în așa Europa. Este. Când cu acordeon, cu vioară, cu... Așa este, da. Talent. Asta este talentul lor, da. Popor. Ruși, ruși lipoveni. Când îți spune cineva de ruși, de ruși lipoveni, la ce te gândești? Am fost pe acolo, ruși lipoveni, am fost la... În unde intră Dunărea, în partea în delta, aia, delta, în delta, delta Dunării. Acolo sunt mulți. Oameni liniștiți, așa. Ruteni. La fel, nu? Nu sunt... Da, toți slavi tot, sunt. Da, tot de etnie. Dar este în partea asta arată în Ardeal. În Ardeal sau... sunt ruteni. Uh-huh. Sârbi? Muzicanți. Acordeon. Acordeonul nu-i bate, sunt campion mondial la acordeon. Nu-i bate nimeni. Acordeon e incredibil. Slovaci? Păi sunt, eu știu, nu știu, asta n-am înțeles niciodată, de ce să se desparte cehii și slovacii, că sunt aceiași... Sunt frați. Frați, da, frați, frați, nu verișori, da. Frați. Aceleași, aceeași popor, aceeași... Da. Turci. Da. Să ciubucurim, ciubuc. Da, poate... la ciubuc te gândești. Bine, tătari? Acum, ce să spun, tătari? Păi tot stilul, nu? Veri. Veri turcești, tot stilul. Da. Călăreți, așa, călăreți, da, cu, da, cu, cu da, cai acolo. Da. Sunt.
au Argelidei. Da. Și ultimii, ucraineni. Te gândești cumva la războiul ăsta de acum? Păi la război și eu am citit istorie tot timpul, îmi plăcea istoria tot timpul, am citit istoria. Acum, da, fiecare, da, ce să vă spun, ucrainieni vor să se elibereze, vor să schimbe nivelul de viață care l-au avut înainte, vor să-și schimbe, dar... Mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la un nou episod al podcastului 11%. La revedere!